Nici iarna nu scăpăm de munții de gunoaie de pe marginea drumurilor. Mai multe acțiuni au avut loc în această perioadă pentru a înlătura deșeurile din zonele verzi. Pentru eficientizarea activității, conducerea serviciului de gestionare a deșeurilor dorește lansarea unei hărți online. Din păcate, nici în sezonul rece nu scăpăm de gunoaie și, din păcate, nici în sezonul rece nu scăpăm de cei care sunt certați cu bunul simț și vedem că sunt peste tot. Pe lângă acel număr de telefon pe care l-am lăsat pentru aplicația WhatsApp, în perioada următoare ne dorim și deja am demarat anumite discuții pentru a lucra la o hartă online a județului în care oamenii poate să intre din diferite locații în care se află și să bifeze că în locul respectiv sunt deșeuri menajere. Nu e numai acestei verificări a hărții online în fiecare zi, ne vom deplasa în acea zonă să vedem despre ce este vorba. Inclusiv am primit reclamații undeva de la ieșirea din Târgu Jiu spre Scoarța că sunt deșeuri, am primit undeva din zona orașului Târgă Cărbunești, undeva din zona orașului Motru. În perioada următoare urmează să ne deplasăm la fața locului să vedem despre ce este vorba. Cele mai mari probleme sunt în apropierea orașelor, a mai adăugat lui Popa. Să știți că cele mai mari probleme sunt în apropierea orașelor, nu știu de ce, dar în apropierea orașelor sunt cele mai mari probleme și dacă e să vorbim despre municipiul Târgu Jiu și acum dacă ne deplasăm în capitala Buzdatu, vom vedea că acolo sunt probleme foarte mari din punct de vedere al deșeurilor menajere. Este acel cartier Narciselor, unde ce-am găsit acolo acum câteva zile m-a surprins într-un mod neplăcut, dar sperăm că împreună cu administrația publică locală să le rezolvăm și să nu mai arate așa pe viitor. Și la Rânca au avut loc mai multe acțiuni de ecologizare.